voastră, cei ce veți rămâne. Căci vremurile care vin sunt vremuri grele. Și numai cei ce vor fi întăriți de mine, Domnul, numai cei ce vor fi puși în carul de biruință vor putea să înainteze. Cei ce nu vor căuta unitatea, cei ce nu vor căuta sfințirea, cei ce nu vor căuta pacea și trăirea în adevăr, se vor înșela, căci iată, zice Domnul, vrăjmașul caută să înșele pe mulți în vremea aceasta. Nimeni să nu se înșele și să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Ai fost chemat la smerenie, smerește-te, zice Domnul. Plânge lacrimile pocăinței în vremea aceasta, căci vine vremea când burduful de lacrimi va fi umplut de lacrimile care vor fi în ochii multora, dar acelea vor fi puse și se va scrie pe ele prea târziu, prea târziu vărsate. Burduful din vremea aceasta este pus pentru cei ce vor ști să-și vreze lacrimile și de mulțumire și de căință. Atunci, zice Domnul, când fiecare își va face partea lui și eu voi face partea mea de lucrare. Abergana velaho nomen aes. Pământenii se vor tângui la sfârșitul acestui an și în anul care vine. Pentru că vine o vreme grea pe pământ, zice Domnul. Și o voi îngădui ca o trezire pentru poporul meu. Căci unii au uitat că sunt străini și călători. Pregătește-te, poporule! Pregătește-te în fiecare zi să te întâlnești cu Făcătorul tău. Amin. Amin. Lacrimi de căință și de smerenie sau lacrimi de mulțumire. Astea le primește Domnul. Dacă ajungem la nivelul să vărsăm lacrimi de mulțumire, e mare har. Să putem vărsa lacrimi de smerenie înseamnă să ne aplecăm adânc în noi înșine, să ne verificăm și să ne pară rău. Și a zis Domnul, vine vremea când mulți vor vărsa lacrimi, se vor umple bordufele, pe ele știți ce va scrie? Lacrimi vărsate prea târziu. De aceea Dumnezeu să dea fiecare călăuzirea, să ne lăsăm prelucrați, că nu știți. Dumnezeu va veni, așa am primit din partea Domnului, Dumnezeu va veni în unii momente printr-o cântare să facă o cercetare. Cine va fi atent, cântarea va cerceta, va veni Duhul Domnului și îl va face să vină lacrimile alea, nu fățarnice, nu fariseice. Lacrimile sincere care se curge înaintea Domnului, Domnul le va strânge. Domnul va face o cercetare în anumite momente, printr-o predică, printr-un cuvânt, în anumite situații chiar, așa am văzut unii chiar în singurătate. Poate la volanul unei mașini, poate la un loc de lucru, nu știu unde. Era un moment de cercetare a Domnului și Domnul spunea, aici trebuiau vărsate lacrimi. Cine va băga de seama la momentul ăla de cercetare, va fi fericit de el. Nu va fi lacrimi vărsate de forță. Va fi lacrimi sincere, venite prin puterea lui Dumnezeu. Nu forțate, nu fățarnice. Dar cine nu va fi atent la cercetarea Domnului, să știți că va rămâne dator înaintea Domnului. Va veni o vreme când vă vărsa lacrimi. Să ne ajute Domnul să le vărsăm când trebuie. Dar un lucru se va întâmpla. Domnul va trece prin dreptul multor adunări și le va lua sfeșnicul din noi. Asta este destrămarea care... Domnul va trece pentru că poporul nu mai prețuiește lucrarea și prețuiește mai mult pe oameni și va lua sfeșnicul din loc. Și de asta s-a spus să vă rugați, rugați-vă pentru lucrarea Duhului Sfânt să rămână în popor. Și prețuiți lucrarea, nu pe oameni, nu numele unui om. Prețuiți lucrarea și rugați-vă să rămână lucrarea curată în popor. Când Domnul va lua sfeșnicul dintr-un loc, să știți că nu va mai rămâne nimic ca la Israel odinioară, care se duceau preoții și făceau jertfe și slujbe într-un și pereți voi. Vor rămâne cu laudă și înclinare și cu predici. Dacă pleacă Duhul Sfânt, să ne rugăm Domnului să lase lucrarea Duhului Sfânt încă vie în popor. Despre și multe alte, nu mi le mai știu, că sunt scrise în Biblie, căutați-le. Cine nu va căuta să se scuture, Domnul va îngădui necazul. Știți cum se vedea? Venea o ploaie, nu a Domnului.
Domnul îngădea să vină niște stropi de ploaie și nu știu dacă ați văzut cum se preface praful cu, așa, praful cu apa amestecat. Se face un nămol, nu? Un glob. Cam așa se vrea să se depună pe frunzele multor, așa că Domnul, e vremea de sculpturare. Fiecare să-și verifice frunzele. Verifică frunzele de ieri, de azi. Și să le verificăm în relațiile noastre cu Dumnezeu, cu semenilor, prin familie, în adunare, în societate. Că cine se va scutura? În loc să vină ploaia aia necazului, Domnul vrea să aducă ploaie de înviorare. Ploaia de înviorare va spăla frunzele, le va face să le simțim bine. De nu se va lua aminte, spunea Domnul, se arăta că va veni după aceea, după aceea va găsi Domnul un vânt rece. Vântul rece va veni și peste America. Să nu credeți că sunteți păziți în America. Să nu credeți că America nu va avea parte de unele lucruri și de necazuri și de unele stări care vor veni peste toată lumea. Va veni peste toată lumea. Duhul Sfânt spunea de negură, de un vânt rece. Și era, dacă nu se scutură praful de acum, Domnul peste unii îngăduie ploaia aia de necaz, care face greutatea frunzelor să fie mare, să nu mai poți înainta, să n-ai credință. Dacă se scutură praful, vine ploaia Duhului Sfânt, ne curățește, ne găsește, pregătiți pentru vremea aceea care va veni. Din raza Duhului Sfânt care ne încălzește, care nu ia aminte, va veni un vânt rece care va face înghețarea. Și dacă ați văzut voi aici în Atlanta, ați văzut prea puțin, că la voi dacă ninge jumătate de centimetru, pe-a ferit, dacă ninge, e gata, e prăbăt. La noi ne-am învățat la lucruri, știți ce înseamnă. Dar se vedea așa, venea vântul ăla rece după ploaia aia care smăcea nămol așa pe frunze, venea un vânt rece și vrea să înghețe frunzele. Atunci unii îți vor aduce aminte, cândva ne-a venit Domnul. Domnul a vorbit în Atlanta niște lucruri când a fost ultima dată și nu le-am urmărit, le-am auzit. A zis Domnul când a fost aici ultima dată două steaguri de doliu. Le va îngădui ca să arate unul dacă sunt trecători. Aș vrea să spun la rugăciunea asta, m-a arătat Domnul că a zis de încă nu s-a luat aminte, unii n-au învățat lecția să știe că sunt trecători. Mai veneau încă un steag și încă un steag, la o distanță nu prea mare unul de altul. Astea vor fi îngăduite în Atlanta. Pentru trezirea noastră, să se trezească cei din Atlanta, s-au zis și noi la Detroit să ne trezim. Pentru că Domnul e stăpân pe viață. Și la 40 de ani, și la 50 de ani, și la 30 de ani, și la 20 de ani se poate pleca. Și Domnul prin asta au zis, îngădui unul după altul, la o distanță nu prea mare. Prin asta vreau să încă să le aduc aminte unora că sunt trecători, să se trezească și să-și ridice privirea în sus. Privirea poporului e făcut pe pământ. Și aș vrea să vă spun, vă spun pe față, nu-i vremea de construi biserici mari. Nu-i vremea de construi biserici de milioane de dolari. E vremea de pocăință. Și asta puteți să, poate să audă și fratele Costea și fratele Olan. Nu-i vremea de construi biserici mari. E vremea de strâns turma. E vremea de strâns turma cu... Am văzut, vă spun asta nu cu judecată, vă spun cu durere. Am văzut biserici mari construite în România, două biserici mari într-un sac, o comună. Amândouă goale, în care s-au băgat milioane de euro. Pentru ce? Să rămână goale? Cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă. E vremea să ne verificăm sufletul. Știu că voi fi judecat după aceste vorbe. Dar le am curajul să le spun și lor în față. Oameni buni, frați și surori, e vremea să construim pentru împărăția de sus. Și dacă oamenii, dacă cei din frunte au lumina asta și zic că e de la Domnul, dar eu o spun, părerea mea, e vremea să ne verificăm familii care se despart. Să ne rugăm mai mult. Am durere, că am și eu, ca familia din care mă trag. Frați, copii mulți care nu se mai înțeleg după zeci de ani de căsătorie. Asta trebuie să facă păstorii. Asta trebuie să facă îngrijitorii turmei. Să fie aici, să verifice și să plădească împărăția lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu lumină.